Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod noastră minunată de Pobo Survival. Și înainte de a începe, vreau să vă ajut pe toți să nu ezitați, să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal. Și am zis să începem de pe aici, ca să vă arăt și vă cum arată această zonă fără pic de nisip. Deci cine ar fi crezut, frate, că această lopată mai are 6 durabilitate și ca aici este atât de mult nisip, deci sunt aproape 4 stacuri de nisip. Aici, mă rog, erau aproape 4 stacuri de nisip și văd că s-a făcut noapte și mi-a ceva încet că e sete. Bă, băiatule, cum să fie sete? Unde găsim noi ceva ias pe aici? Unde găsim noi niște apă? Bă, poate găsim niște apă în canalizare, mă. Sau, uitați acolo apă, bă. Like a last resort. O dăm acolo și bem de acolo nici ceva pizza. Super, super tare, oameni buni, v-am citit comentariile și am văzut că mulți dintre voi au spus să mergem și în nether, să vedem ce găsim pe acolo. Știu oricum că netherul nu face parte din această hartă, cred, adică poate vezi că face parte din hartă. Bă, default, n-ar trebui să, să există un nether special, pentru că mi-a dat harta decât cu overworld-ul. Uite ce a uit, știi? Dar putem merge în nether, frate, adică scria foarte clar pe pagina hărții. Creatorul hărții spunea acolo, frate, uite o hartă, este survival, faci ce vrei pe ea, te duci ieși dacă vrei să joci simplu, ieși din afara orașului și se generează mapa normal, gen, fără să fie alterată generarea și hai să bem noi de aici aulul, Să nu beau niște lavă. Nu vreau să. Bă, dar trebuie să găsești niște. mai badi stucol, să mor asta te încălzesc un pic. Ce zici? Nu, 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 nu. Parcă nu mai vreau să mă încălzesc acum. Păi bă, și. A, știu de unde, fiantă, fiantă. Trebuie să mergem la. Um la locul de unde izvorăște această, ma -ă, această mapă, poate fac această apă. Uite fix aici. Deci oricum avem voie să facem tot ce vrem noi oameni buni. Deci tot ce vrem noi avem voie. Dacă vreau să mă duc în nether, o să mă duc în nether. My body is cold, nu mai spune. Ce că este ceva cu hipotermie. Deci dacă mi apare de foarte multe ori mesajul ăsta cu my body is cold, s-ar putea să mor de frig. Ceea ce mi se pare ciudat. Adică, nu știu. De unde să știu eu când mi-e gen care e limita frigului și toate cele. Dar deja văd că spameaza cu mai body scol, dar am înțeles, boss, nu, nu, nu trebuie să urli la mine. Și în acest clip, oameni buni, uite un cufăr, what? Ce caut un cufăr aici la mama Naibi? Întrebare întrebătoare. Ce caut un cufăr? O, oh, ce m-a ratat scheletele. Dead Rexan. Hai să vedem. oh, doi iron ingot și 3 curse dirt. oh, pașa. Ok, vreau în acest clip, mă gândeam să ne apucăm să ne facem ceva ferm. Uf, uh, l-am bătut. Să ne apucăm să facem ceva ferm, am nevoie de foarte multe siduri pentru început, dar încă n-am găsit acea fermă. Gen fermă deja făcută. Eu vreau să-mi fac o fermă separat. Gen vreau să-mi fac frate în fața casei sau acolo o grămadă de buit. Așa că știi ce o să fac, fiată. -o, o să mă plimb pe marginea orașului, frumușel, să vedem dacă găsim acea fermă. Adică mi-a scris clar cineva acolo în comentarii. Mi-a scris, bă, vezi că la marginea orașului este o fermă imensă cu zeci de stacuri de uit, deși nu cred că sunt zeci de stacuri de uit, dar bă, e foarte mult uit, adică din ceea ce a spus el, înseamnă că e foarte mult uit. Știi? A fost acolo un superlativ, super, superlativ, superlativ absolut. Pam, pam. Am că mai simt de asta, nici mai știu în ce clasă se făceau a 5, a 6, a 7 la română. No, quando. Am zis bine ce am zis sau n-am zis bine ce am zis. Ok, foarte multe vietăți. Bă, se face... Nu, no, se face... Se face... Curul meu se face. My body is wet. Să mor tu că e ud corpul tău. Pe păi, aia început ploaia. Ce, cu... Bă, e îngheț, ci ca in freezing. Nu spune că o să înceapă să-mi scadă viața. Eu iau siduri că am nevoie de ele, dar sper că nu începe să-mi scadă viața dacă sunt ud și sunt aici în zonă cu... În zonă cu zăpadă. Că văd că tot îmi spamează chat -ul. Și de tot fel. Uite încă un con aici aici, și încă un creeper. Când viața e mai frumoasă mai dai de un creeper, mai dai de un zomalău. Se mai supără creeperul puțin ah, Blocuri, oh my god. Deci asta este clădirea plină de blocuri de fier. Asta este frate. Deci asta este raiul. Deci efectiv tot ce vedeți aici, oameni buni, sunt blocuri de fier. Deci what the fuck? Câte fac în blocuri de fier? Deci nu vine. Bă, deci Hai să numărăm, nu știu, cred că am de foarte multe ori, deci, deci, deci. Um, cam câte stacuri de blocuri de fier credeți că s-au folosit pentru a încerca să se facă această clădire, că n am încă, nu e terminată. Dacă eu acum am așa apuca, o oh mai e ce e foarte multe lână, dacă eu acum am așa apuca să iau toate astea, credeți că găsesc mai mult de 10, cred că mai mult de 10 stacuri aici, frate, ești nemun? Uite acolo animale, vaci, porci, aș lua vacile, hmm. Aș lua vacile, sincer. Se zvăd. Pro skills mate. Păi da, e furtuna de aia nebună, nebună. Oricum, deci fie uh, spre sud-est. Deci sud-est sunt vaci, să știu. Să țin minte că nu vreau acum. O să off camera, o să aduc eu vacile și porci dacă e să fac ceva fermă. Păi da, acolo în turnul în care m-am urcat, trebuia să mă uit mai bine prin... prin, prin, prin jur, Cred că a fulger, fix în spatele meu. Pentru că vreau să dau neaparat de acea fermă. What? Aici e un tunel? Un tunel wannabe. Hmm, hai să intrăm aici. A? Ciudat. Păi l-am văzut. N-am fost aici drag. Ce ca, că all is lost. Oh my god, de ce un semn pe care scrie all is lost? Și acolo e un semn cu jeep. Și aici nu e niciun CD-ul. Hmm. A, dar aici gen... Efectiv e un pod... Nu pod, cum să zicem tunel și s-a prăbușit tot în acest tunel. Ok, deci n-am cum să trecem. N-avem unde să ajungem. Ne continuăm căutarea. My body is wet. Păi înseamnă că ești sexy. Ha! Înseamnă că e în căldur, mai bine zis. Uite ce ce o văcuță. Nu o să mai omor vacile. Am nevoie de vedere. Vaci is all I need. Vaci is love, vaci is life. Și văd că cred că e făcut ceva... Nu. Credeam că ai făcut ceva drumuleț pe aici. Mă frate, dar serios acum, chiar nu putem găsi acea fermă nesimțită? Mi-a dat poison vrăjitorul, nu vine... LOL! Bă, mor! Mor de... Bă, mi frig! Deci mor de la hipotermie. Frate, cum mă încălzesc? Deci trebuie să fac cacatul ăla, dacă nu merge. Dude, mor de la hipotermie? Sunt și rănit. Vreau să mănânc. Oameni buni, o să mor de la hipotermie. Uh, coordonat repede. Uh, minus 125, 65 de 199. De ce scrie hai? De ce m-a dat undeva unde scrie hai? A, și eu, oh, și trebuie să apăs pe aia, cred. Băi, eu încă mor de la hipotermie, ce dracu, frate. Cum, frate, să mor de la hipotermie, ești nebun? Ce dracu, Pai și cum scăpam? Make sure all players are in the game before pressing. Ok, Păi mă, nu, serios, eu am o întrebare. Deci fii antenă. Apasă aici. O, și mă dă, ce că made by... Oh, nu, no. și aici era șmecherea unde îți puteai alegea clasa. Unde îți puteai alege, unde îți poți alege clasa. Păi bun, eu o să dau același lucru, frate. Și o să dau... Uh, student, ca așa dă în prima dată, student și mă dă aici. S-a resetat totul. Sper că nu s-a resetat mapa. Deci sper că nu s-a resetat mapa. Și stai să mă duc eu... Înapoi, la coordonatele pe care le-am scris, minus 125, 65, 299. Da? Bac piciorul, nu vreau să mor. Mamă, dam ceva de mers. Deci minus 125. Fa, cred că s-a resetat totul cu tot cu cufere. Nu. Nu. 299. Doamne, trebuie nu spune că am pierdut totul. Bă, sper că măcar cuferele să se fie resetat, dar să fie întreg, întreaga casa mea. Știți ce o să fac? O să-mi dau eu fiantă, nu. o să-mi dau așa, mi se pare că pot, nu? Da, și-mi dau game mode ca să mă mișc mai repede ca am emoții. Am emoții mari. Hai mă, că nu s-a resetat și ce am construit aici, ești nebun, uite, casa mea. Ok. Pe păi, și atunci asta e să mă teleportez TP, minus 125, 65, 299. O, oh, și mi-am luat toate temele, bun. Game mode 0. Păi băi, și hai să testăm, deci mi-ar zis că trebuie să fac focul. Dar oricum clipul ăsta este filmat mult înainte să văd comentariile voastre, așa, ca idee. Uh, dar uite, frate, eu dacă încerc acum, ia, o merge? Ce nebun e calul, ia. Și am dat și o lan. Hai să vedem cu charcoal. Știi ce s-a fiat de nou? să din game mod un cearcăul, că nu are nimeni. Numai ca să testez, pentru că, uite, deja, frate, a murit de hipotermie, ești nebun. Deci nu mă așteptam să mor de la un o porcărie de hipotermie, bă, dar acum am văzut ce efecte îmi dă. Și te nu merge. Deci nu merge. Mind blowing. Clipul ăsta apare duminică și este filmat miercuri, ca să știți că nu am, nu am putut să mă uit prin comentariile voastre absolut deloc, dar uh, știți că sunt plecat weekendul ăsta și chiar a trebuit să filmez de dinainte, dar uite frate că am de la un căcat de hipotermie și nu merge mă nenicu mă să fac focul, băgăm și piciorul. Hai să mă întorc eu acasă. Hai să mă întorc eu acasă că pf, mă disperă. Nici mai știu pe unde trebuie să o iau ca să mă întorc acasă. Bă, dar aici chiar e fermă. Și e urât că plouă. Deci când plouă, trebuie să stăm dracului în casă, că mor de... răcesc și mor și crăp. Băga mea și piciorul. Bă, da, eu mi-am setat patul. Ba, nu, nu mi-am setat patul, stai. Patul trebuie... Pot să mi-l setez numai noaptea. Corect? Deci eu nu... O, oh, uite o cafenea. What? Ce mică e cafenea asta. Patul pot să mi-l setez numai noaptea, pentru că suntem pe vanila, nu suntem pe uh, Spygot sau Bucket cu plugin de SSL și toate cele. Uite, Coco, Bills n-am ce face cu ele. Deci noi putem practic să ne culcăm numai noaptea. Și atunci sper de-abia să mă dea unde trebuie. Băga mi piciorul. <coughs> și uite că am pățit -o și pe asta, frate. Am murit de la o fucking hipotermie. ce era? Parcă aici... Tra I'm freezing. Fuck. Nu, no, not again. Please, not again. Unde e Picasso? Aici e studio. Hai să intru în studio să mă încălzesc. <coughs> Mulți zombi în studio. Aștea, <laughs> zombie rockeri ești nebun. Zombii care înregistrau aici câteva piese. Mă, deci, mai încerc o dată, mai încerc o dată. Mă, dar ce dracul are, că nu înțeleg, deci... Deci, bă, mi-a mers o dată. Aia e chestia, mi-a mers o dată și a făcut, a scris, deci a scris. Cred că nu pot da aici în sus, nu pot da. Deci am încercat o dată, gen ieri, între filmări, că timp a luat și din sipuși toate cele, Uh, și bă, a mers și mi-a dat, practic, s-a scris că a creat un fireplace. Ok, și jos erau trei armor standuri băgate în pământ, practic și arăta ca un foc de tabără și am spart și mi-a dat armor standurile. Acum, de ce dracului nu merge să fac? Eu cum mă încălzesc? Întrebare, eu cum, dragi de mea, să reușesc să mă încălzesc acum? Nu știu. I don't fucking know, digital studios să mortu tu. Pleacă de ce cu studio-ul tău digital, cu tot. Eu vreau, frate, să ajung acasă. Unde-i cald și bine? Acasă, dar nu mai știu pe unde să iau. Pagamia și Sambag, mai bad izuet. Nu, no, not again, post tofi... Ah, aici e. Picasso, ce ai asta? Pip, pip, și sunt voinic. Am ajuns la Picasso. Aolo, mi-am pierdut level Deci, oameni buni, acum sunt aparent un student reîncarnat. Pentru că am murit și m-a reîncarnat. Oh. Și eu aveam nevoie de... A, acum aș ține de ce am luat astea, boss. bă, atunci trebuie să băgăm. Dar nu foarte multe. Cred că ajungem, mă, fi Cred că ajunge, sincer, ce aici. Dar am luat așa din simt ca să avem, știi? Să fie chileanul, să nu mai fie probleme. Deci eu aveam nevoie de uh, glass. Da? Aveam nevoie de glass ca să fac foarte, foarte multe sticluțe. Uite așa. Corect, corect. 39 de sticluțe o râncă. Pe atate aici aia. Așa. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bă, da. Mi-a plăcut cum am pus. Uite așa. What? Gen, pot să pun toate sticlurile? Dar nu, cred că e ba, cred că nu mere. Că uite, nici, nici, Uite, nu, dacă le pun să apară aici, gen, să aibă efect, trebuie să le pun pe rând, știi? Deci știi care trebuie? Acum le pun, dar trebuie să fie umplute cu apă. Dar stai să văd măcar, bă, hai să vedem măcar dacă ajung. Și mai sunt 15 pe sticluțe, adică 5 de-astea mai în cap. Și mai trebuie încă 3 sticluțe. Deci mai trebuie încă o pereche de geamuri. Deci nu mi ajunge aici din mână. Uite așa. Bam, bam, bam. Gata. Hai să iarăși cealaltă sticluțe. Găsim un iaz ceva să luăm apă. Opa, aici a venit toate sticluțele la mine. Bine, o să-mi umplu inventarul într-un mod foarte iurea, dar e ok. E ok, mă, se mai întâmplă. Shit happens sometimes haba, pac, pac, pac. Și bam, bam, bam. Pambucea. Bun, 42 de sticluțe. Hai să mergem... Bă, poate să le umplu așa? Nu, gen de la apa de ploaie. Eu îmi dădeam filme sci-fi, ești bun. Vă gândeam că pot să umplu sticluțele astea cu apa de ploaie, dar nu merge. Oh, ce păcat. Ar fi mai să meargă. Mai știi ce o să fac? Uite, asta o să fac, dar dracuș de ambițios, că oricum nu dispar sticluțele. De fapt, e același lucru, oricum mă duc acum și le bag -astea și mă întorc și le iau pe celelalte. De deci ce? Fix același lucru. Da, eh, am vrut eu să par mai profesionist. Ce ziceți voi acum? Și e bine că, uite, pot să dau shift click aici, că nu mai sunt toate alea stacate. Aici pot să dau super easy shift click. Pac, pac, pac. Bam, bam, bam. Și încă două acelea. Hai să mergem repede să le iau pe celelalte. că nu se despaunează. Pe vanila, frate, nu se despauneaza să mă rog aici pe single player, gen rămân astea pe WC, acolo. Rămân astea pe WC, teoretic. Și dacă închizi, gen închizi și intri iarăși pe hartă, la fel, mai body scold, nu ți -e frig. Ți-e cald, zic că ți-e cald și e bine. Le punem iarăși aici. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. bam. Aici la fel și ul... Am o sticluță în plus. A, ah, din asta o să beau eu apă bun, și acum oameni buni o să, să facem portalul de nether, o să trebuie să mergem în nether ca să facem rost de nether war și toate cele, toate astea de, care avem nevoie pentru poțiuni. Și vreau cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, opa, uite acolo un schelet nebun, în fața la post office, mergem să-l omorăm. Nu uitați bă, încă o dată să apăsați butonul de like, să strângem foarte, foarte multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, nu mai mor, mă, cu armă de gold. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți, ceau, bă, pa!